Sâmbătă în Bănie se joacă o partidă a orgolilor oltenești între CS Universitatea și Pandurii. Starea de spirit a celor două grupări este total diferită. Craiovenii sunt pe locul 2 fără probleme financiare, în timp ce gorjenii nu și-au primit salariile de 3 luni. În aceste condiții, Grigoraș a declarat că va trimite în teren rezervele, dar craiovenii se așteaptă la o dispută dificilă. Eu, primul rând, că nu dau crezare acestor. Nici nu mă interesează. Noi trebuie să fim foarte bine pregătiți, indiferent cu cine jucăm. Dar să fim sigur că vor veni, nu se prea formează. Asta e treaba lor. Noi ne interesează să fim noi foarte bine pregătiți și asta ne preocupă. Nu mă gândesc că o să marchez, mă gândesc numai la victorie. Sunt importante cele 3 puncte pentru noi și trebuie să rămânem sus. Eu o să joc, o să dau tot ce pot la meciul de mâine. M-am spus să mai important este victoria și să vină lumea să ne susțină pe stadion. Și Mulcescu nu-l poate trimite în teren pe cel mai în formă jucător al momentului, Băluță, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. CSU Pandurii se joacă sâmbătă de la ora 14 pe stadionul extensiv.